Președintele Claus Iohannis a promulgat ieri legea care obligă hipermarketurile să expună la raft 51% produse românești și le interzice să încasese de la furnizor taxe și servicii. Comerciantul persoană juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare pentru produse alimentare are obligația ca pentru categoriile carne, ouă, legume, fructe, miere, produse lactate și de panificație să achiziționeze aceste articole în proporție de cel puțin 50% din volumul de marfă pe raft, corespunzător fiecarei categorii de produse alimentare provenite din lanțul alimentar scurt, așa cum este definit în conformitate cu cu legislația în vigoare. Fac excepție comercianții care realizează o cifră de afacere anuală netă sau dețin active în total de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei. Legea cuprinde și modificări privind etichetarea cărnii, printre care aceea că obligă comerciantul să afișeze vizibil sintagma carne românească pentru carnea comercializată direct către consumatorul final dacă aceasta îndeplinește condițiile din regulamentele europene, iar produsele din carne comercializate pe piața internă vor cuprinde obligatoriu pe etichetă procentul de carne provenit din România. Nerespectarea acestor dispoziții se sancționează cu amendă de la 100 de de lei la 150.000 de lei. Prin excepție, necesarul de produse alimentare poate fi completat cu produse din afara lanțului scurt de aprovizionare, în urma consultării entităților din cadrul organizării comune de piață, prin ordin al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării rurale.